Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Se binecuvintează biserica aceasta cu hramurile Sfântului Ioan Botezătorul și Sfânta Teodora de Zlasihla, prin ungerea cu un de lemn sfințit și prin stropirea cu apă sfințită numele Tatălui. Amin. Biserica ce poartă hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Teodora de la Sihla este situată în zona fostei autogări din Hațeg. Lăcașul de rugăciune a fost ridicat din strădania preotului Alin Opărlesc, venit în urmă cu 2 ani din comuna Pui și care, în urma strădaniei sale, a fost ridicat la gradul de iconom. În urmă cu un pic de vreme, părintele Alin, ca și Iacob de altă dată, a pus preasfințitul sub căpătâiul sufletului această piatră și el a visat acest vis ca și Iacob. Visul pe care și-l vede împlinit astăzi. Ca semn de prețuire pentru părintele dumneavoastră, părintele Alin, părintele paroh al acestei comunități, și pentru dumneavoastră, iubiți frați și surori, la recomandarea părintelui protopop, părintele Alin este ridicat de către permanența Consiliului Eparhial la rangul de iconom. Sunt încărcat de emoții, mi este greu să vorbesc, dar mă gândeam în timp ce Preasfințitul așa de frumos ne vorbea de Dumnezeu care este izvor de binecuvântare, că singura modalitate prin care noi putem să ducem o viață mai bună și mai frumoasă este să ne hrănim, să ne adăpăm cu toții din izvorul nesecat al dragostei, care este însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Peste 500 de oameni au venit să asiste la slujba de sfințire a bisericii, al treilea lăcaș de rugăciune ortodoxă din Hațeg. În prezent, în oraș se mai află în construcție o biserică ortodoxă, așa că toți creștinii vor avea unde să participe la slujbe și evenimentele religioase.